Mă numesc Bogdan Braga și sunt elev la școala Heritage deja al 5-lea an și pot să spun cu mare încredere că această experiență care am avut la școala asta este una unică. Varietatea de subiecte, precum economics și business studies, mi-a deschis porțile spre informații la care nu am mai avut înainte și profesorii noștri internaționali, care fac tot ce e posibil ca să ne ofere suport în toate zilele săptămânii ca să putem înțelege materialul cât de bine și ne oferă oportunități precum lecții extra ca să putem înțelege cât de bine materialul. Eu mă numesc Bastian Sanda și sunt elevă în clasa 9. Învăț aici deja pentru al doilea an cu bursă. Pot spune că atunci când am aflat că am câștigat bursa, am fost cea mai fericită persoană pentru că aceasta a fost... mi s-a îndeplinit un vis, acela de a învăța la o școală altfel. Aici am avut oportunitatea să... am lecții cu profesori internaționali care aduc o nouă perspectivă școlii și metodei de predare și de învățare. Totodată ador că aici avem oportunitatea să participăm în cât mai multe competiții și proiecte globale. De exemplu, am participat la Climate Action Day, unde am vorbit în fața la milioane de persoane și împreună cu personalități notorii, spre exemplu, prințul William și președinții al mai multor țări. Totodată am participat la competiții internaționale, spre exemplu, competiția internațională de dezbateri, unde am participat contra mai multe echipe din foarte multe țări. Totodată, nu de mult, am fost selectată eu și împreună cu alți 6 colegi la competiția de lingvistică și mai departe urmează următoarea etapă, unde vor fi aleși doar 4 pe republică și vom reprezenta Moldova la competiția internațională de lingvistică. Și toate aceste oportunități ne ajută să construim un viitor de succes, deoarece chiar școala ne prezintă oportunitatea de a folosi o platformă Unifrog, care putem să găsim universitățile care pe noi ne interesează, independență deja de subiecte. Și, la sigur, toate aceste competiții, proiecte internaționale de la care avem foarte multe de învățat, foarte multe skill-uri noi care putem să învățăm și să devenim mai buni la aceste skill-uri, toate contribuie la un viitor mai bun, la o universitate care tot timpul visezi. Pot spune că aceste lucruri m-au ajutat să-mi dezvolt gândirea critică, lucrul în echipă și skill-urile de a vorbi în public. Noi avem Founders Lectures, care sunt... adunări lunare, unde avem oportunitatea să vorbim cu personalități din Moldova, din întreaga lume, și sunt de diferite categorii. Și această atmosferă de comunitate îți oferă o simțire foarte, simți foarte bine această comunitate, deoarece ai acces la tot acești profesori și elevi care toți au aceleași scop ca tine și toți lucrează foarte tare ca să își atingă scopurile. Și asta ne face pe noi o comunitate foarte de succes și eu consider că noi avem un viitor foarte bun ca școală și, desigur, comunitate. Totodată, aici avem oportunitatea să ne implicăm cât mai mult noi, elevii, în organizarea evenimentelor, a proiectelor. Împreună cu Consiliul Elevilor, organizăm evenimente care se petrec în școală, de exemplu, de sărbătorile naționale și internaționale. Avem planuri, organizăm și avem suportul din partea administrației. Și chiar toate aceste proiecte, iarăși, ne dau oportunitatea să contribuim la dezvoltarea școlii și toți studenții sunt foarte fericiți să facă acest lucru, deoarece tot pe noi ne ajutăm și, iarăși, experiențele acestea contribuie foarte mult la cum ne simțim noi în această comunitate și cum noi ne dezvoltăm ca o școală. Ne face să fim mult mai uniți și să ne simțim bine aici, la școală. Totodată avem și weekly bulletins, care sunt, să zicem, ziare săptămânale, unde sunt informații despre evenimentele care se petrec în școală, treapta primară, gimnazială, liceală, și astfel poți să faci cunoștință cu tot ce se întâmplă în școală. Și încă mai avem weekly newsletter, care tot iarăși ne informă despre tot ce se întâmplă în școală și rămânem tot timpul la ultimele noutăți și deja știm tot ce se întâmplă în școală. Asta iarăși contribuie la cum suntem noi o comunitate și putem ști deja tot ce se întâmplă în școală.
Good morning, bună dimineața, dobre otro. Welcome to Heritage International School. I'm Rob Ford, I'm the director of Heritage International School. It's our absolute pleasure, yet again, to be speaking to prospective parents and families about choosing the next exciting journey for their children in education. Bună dimineața! Salutările din partea domnului Rob, director Școlii Internaționale Heritage. Noi ne bucurăm de posibilitatea aceasta de a susține potențialele familii, cei care se gândesc să devină parte din comunitatea Heritage. Mulțumim că sunteți cu noi sâmbătă aceasta. This is my third year as director at Heritage International School. Education, leading schools in the UK, around the globe. And I came to Heritage International School for the vision and the dream of creating this incredible international school, the first international school in Moldova, to give the opportunities to children of this country from the local and international communities for 21st century education and learning. Domnul Rob, experiența în educație a utilizat-o în cei 3 ani care este deja director școlii Heritage. Cel mai important când a venit în Moldova era viziunea școlii, misiunea școlii. Scopul dumnealui este dezvoltarea copiilor pentru cariera lor, pentru viitorul lor. We are just about to complete our fifth year. And if I take you back to the start of this story, the vision of this school is down to two remarkable founders, Mrs. Natalia Cetatova and Mr. Sinan Bora. Școala va împlini 5 ani anul acesta și datorită fondatorilor, doamna Natalia Cetatova și domnul Sinan Bora, copiii din Moldova au posibilitatea să utilizeze experiența școlilor internaționale. Their dream wasn't just to have this incredible 21st century campus here in the heart of Chișinău. Their dream was to provide an education and a route from kindergarten all the way through to lyceum to prepare young people for the challenges of the 21st century, but also to access the best global universities, careers, and prepare them for life in the 2020s and beyond. Visul fondatorilor era mai mult decât doar oferirea facilităților contemporane, dotarea școlii. Visul lor era să obțină copiii din Moldova posibilitatea de a avea experiența educației internaționale de la grădiniță până la universitățile de top. Our school has over 20 nationalities in our student population. We have teachers from all over the world. We have some of the best teachers giving these educational opportunities to young people to connect classrooms, connect cultures, and allow the innovative learning that goes on in these classrooms, in these hallways, on this campus every single day. Ce este Heritage? Mai mult decât 20 de naționalități, cei mai buni profesori, posibilitatea de a duce viața reală în clase, posibilitatea de a avea experiență cât mai multă pentru a alege viitorul. This incredible innovation in 21st century learning and technology has been seen in the last few years in the way that Heritage has supported the national education community, the way that Heritage is a leading international school within Europe and within networks across the world. Educația internațională, inovarea nu este legată strict doar de tehnologie, chiar dacă le utilizăm cu succes. Efortul școlii a dat dovadă la nivel internațional că suntem unii din liderii în învățământul internațional. Heritage offers the Cambridge curriculum of IGCSEs and A-level, the only school in Moldova to offer such a groundbreaking curriculum which we share with many schools across the globe, putting our young people in the very best categories of learning, of innovation, of skills, of knowledge, of making sure they are prepared for the journey that is ahead of them. Heritage este prima și unica școală care oferă calificările de succes, IGCSE, A-level, cele care sunt și în instituțiile în diferite țări, copilul poate să le obțină aici acasă. Last year, our school was accredited by COBIS, the Council of Overseas British International Schools, a unique group of the leading schools around the globe. They came to our school. They looked at our systems, they looked at our policies, they looked at our learning, they looked at what we offer as an international school. And that accreditation as a COBIS school in this network
gives us access to a family of schools which is beyond anything in our corner of Europe. Experiența noastră a fost evaluată de COBIS, Consiliul de Acreditare, și Heritage a fost acreditată, la fel ca și școlile din diferite țări, de acest Consiliu, și fiind școala COBIS, noi avem posibilitate nu doar programul inovativ să fie aplicat, dar să participăm în evenimente globale. Our school has grown and developed. We've met the challenges and the uncertainties of the last few years, with one of the most innovative hybrid learning systems, with the way that our children have been exposed to opportunities in their learning, in their development. We want our children and our young people to have the right skills, to be critical thinkers, to work in teams, to be independent, to be aware of the world around them, to be global citizens. And that is all part of the heritage experience. Ultimii doi ani au avut multe provocări, la fel și noi am trecut prin provocările acestea, dar dat fiind faptul că pentru noi cel mai important este experiența copiilor, interesul copiilor, să dezvoltăm gândirea critică, să dezvoltăm leadership-ul, să îi învățăm să ia decizii, de aceea noi, echipa, mereu a găsit răspunsul pentru orice situație. Învățarea hibrid a fost doar un exemplu. And I invite you, you've heard from our two young students this morning, examples of the student body in our school, student leadership, student voice. But I invite you to look at our social media, look at our website, look at our Instagram, look at our Twitter, look at what happens every day in this school. And when you're choosing your school for your son, your daughter, for your family member, you need to think about what it will do over a long period to develop them. We don't promote our school on cheap, simple gimmicks. What is at the heart of the education experience here at Heritage is a very solid foundation of challenge, of skills, of knowledge, of qualifications, of a world curriculum, of access to global universities. And this investment that you're making in your son, your daughter, your family member, this is at the heart of our mission. This is at the heart of the mission of why this school was established by the founders. And I invite you to come and visit us, come and look at us, come and speak with us. Come and see what makes this school one of the most remarkable schools in Europe. Noi am început întâlnirea noastră cu elevii, discuția elevilor, deoarece este un exemplu. În prim plan sunt elevii în școală, interesul lor, competențele lor, alegerile lor, modul în care îi pregătim pentru universitate, modul în care ei reușesc să obțină succesul este foarte individual. De aceea noi îi susținem, nu contează în ce direcție copilul vrea să-și dezvolte capacitățile. Dacă dumneavoastră doriți să aflați mai mult despre noi, este foarte ușor, deoarece foarte multă informație este în rețelele sociale, Facebook, Instagram, Twitter. Puteți să analizați informația, puteți să vă gândiți la în perspectivă ce este important pentru copilul dumneavoastră, care sunt prioritățile, cum dumneavoastră doriți să vedeți copilul atunci când el merge la universitate, cât de pregătit va fi, deoarece este un program complex. Prioritatea este interesul copilului. The Heritage Experience is world-class education, and if that is what you want for your child, then we are the school for you, and we would love to see you in our school and be part of our story. Dacă dumneavoastră vă gândiți la o educație de talie mondială, de calitate, atunci suntem școală pentru dumneavoastră. We have a caring and a nurturing approach in our philosophy towards how we develop our young people, and we support them through some very difficult times. We celebrate, we make sure that those students, when they leave us, are ready for the next stage of their journey. Susținerea elevilor, diferențierea, suportul individual este foarte important pentru noi. De aceea, călătoria spre viitoarea profesie, spre succes, este mai reușită când ești parte din Heritage. All this within an international school community. Plus, fiind parte din comunitatea internațională, experiența este diferită. Thank you for your time and thank you for listening. I'll now hand you over to the Academic Director and the Deputy Director of Heritage International School, Mrs. Inga Chiosa. Thank you, Mr. Robă. Mulțumim foarte mult pentru aceea că ne ascultați și doriți să aflați mai mult despre Heritage. Domnul Robă îmi oferă cuvântul. Sunt Inga Chiosa, director adjunct pentru instruire. Succesul academic este foarte important pentru noi.
experiența timp de 5 ani a dat dovadă că ideea inovativă de a îmbina cea mai bună experiență din programul național și experiența internațională a fost foarte reușită. Drept dovadă sunt rezultatele testărilor și examenilor naționale și internaționale, locurile obținute în cadrul olimpiadelor, proiectelor, inițiativelor. Noi suntem o școală unde copilul poate învăța programul național și programul Cambridge. Până la clasele gimnaziale este posibilă dublă certificare. Dacă vorbim despre clasele liceale, copiii noștri aleg A-level. Este o calificare nemaipomenită, deoarece fiecare își creează programul propriu, alegând, selectând din mai mult decât 20 de discipline, fiecare elev își formează propriul program. Învățarea nu este doar în cadrul lecțiilor captivante, este inițiativă, participare activă, creativitate, gândirea critică. Dacă noi vorbim despre lecțiile învățate, sunt în cadrul evenimentelor, programului extrașcolar, activităților individuale și activităților în grupă. Dacă copilul petrece o zi în școală, este mai mare posibilitatea de a influența și de a susține copilului alegerea lui. Atunci când el este pregătit pentru universitate, este sigur care este calea lui, este mai mare probabilitatea de a deveni un specialist de succes, nu contează în ce domeniu. Pentru fiecare vârstă avem clase române engleze, ruse engleze și doar engleze, doar Cambridge. Doar câte o clasă pentru fiecare vârstă, admiterea continuă, dar numărul locurilor este limitat. Dacă dumneavoastră doriți să aflați mai mult, mai multă informație este pe site-ul școlii www.heritage.media. La fel puteți, este foarte transparent care sunt programele, care sunt condițiile de admitere, care este comparația cu programul național, care sunt avantajele. Învățând conform programului Cambridge, copiii au experiență diferită, este mai pragmatică, este individualizată. Dacă vorbim despre experiența națională, copiii în întregime au orele conform programului aprobat de către Ministerul Învățământului. Dacă vorbim despre admitere, dumneavoastră puteți la fel să ne contactați la numerele de telefon indicate pe site-ul școlii. Имею в виду, что в нашей школе две программы. Это не столько загруженность, сколько возможность изучать предметы под разным, скажем так, разный опыт преподавания, потому что обе программы, они рассчитаны на то, что у ребенка будет опыт качественного преподавания, и кроме этого у него будет опыт участия в различных проектах, событиях. Если вы посмотрите, мы постоянно делимся тем, чем занимаются дети во внешкольное время, вы увидите, что есть возможность участия в разнообразных проектах. Что это дает? Ученик должен использовать это время, чтобы понять про себя, в каком направлении он должен двигаться, чтобы к 9 классу, когда начинается уже выбор программ, есть обязательные предметы, есть предметы по выбору, он знал, в каком направлении ему интересно. Поэтому мы предлагаем разнообразие и также инициатива учеников, это очень важно. Если вы хотите, чтобы у ученика его школьные годы были насыщены воспоминанием, опытом, чтобы это было поддержкой для его будущего успеха, не говоря о том, что большинство предметов на английском языке, чем старше ребенок, тем больше этот опыт, то тогда вам нужно пристальнее присмотреться к программе, которую предоставляет Heritage, потому что самое главное, что у ребенка есть возможность получить другой школьный опыт. Это должен быть интересный опыт, это самые интересные годы, и поэтому мы думаем очень много, как это обеспечить. И если вы заинтересованы в поступлении в нашу школу, вы на сайте Heritage.md найдете больше информации, вы можете узнать очень много о том, что происходит в школе, о программах, о условиях поступления. Но также можете позвонить по номерам телефона указанным. К сожалению, места ограничены, потому что у нас для каждого возраста только по одному классу. Румыно-английский, русско-английский и только классы Кембридж. Потому что акцент – это акцент на качество и на индивидуальный подход. О том, какие возможности есть участие в глобальных проектах, что это дает, вы узнаете больше от
Тетяны Попа, которая занимается программой глобального обучения. Координатору программы «Эдукации глобала» домна Тетяна Попа, вы оферы май мульти информации деспре опортунитетеле и авантажеле программелор интернационале. Vă salut pe toți din Oficiul Internațional al Școlii Heritage. Suntem școală internațională nu doar prin definiție, ci prin tot ceea ce realizăm la școală zi de zi. În 5 ani de activitate am reușit să devenim pionieri în educație globală, iar tot ceea ce vedeți dumneavoastră în imagine este doar o mică parte din munca pe care o realizăm în fiecare zi. La Heritage nimic nu este imposibil. Am dorit să discutăm cu experți de la NASA, i-am contactat și ne-au răspuns. Astfel, la una dintre sesiunile Founders Lecture, i-am avut ca invitați pe Rick Davis și pe Bob Cohen, care au conversat cu elevii noștri, și nu doar cu elevii noștri, ci din întreaga țară. Iar acest eveniment i-a inspirat pe cei de la conducerea British Council, care ne-au rugat să-i invităm la conferința lor din martie. Astfel, elevii școlii Heritage au participat împreună cu experții NASA și au conversat la conferința pentru ambasadorii British Council din acest an. De asemenea, comunitatea școlii noastre este invitată de a împărtăși experiența globală ca promotori ai educației de calitate în cadrul la diverse rețele educaționale, precum ar fi Global School Alliance, T4 Education, Take Action Global, eTwinning, International Schools Network și multe altele. Tot ceea ce realizăm la școala noastră este pentru copii, de aceea ne străduim să implicăm partenerii noștri globali la toate evenimentele pe care le realizăm în școală. Astfel, elevii noștri, în cadrul Book Review Competition, au prezentat recenzii de cărți alături de elevi din Marea Britanie, Grecia și alte țări. Iar concursul Spelling Bee, organizat de către școala Heritage, a adunat elevi din 8 țări care au fost evaluați de către profesorii de limba engleză din școala noastră. În acest an, ne-am propus să implicăm elevii noștri, membri ai Consiliului Elevilor, în colaborări globale. Astfel, elevii noștri au vorbit la webinarul despre sustenabilitate în cadrul învățării în bază de proiect pentru profesori din grupul COBIS, adică Consiliul Școlilor Internaționale Britanice, iar în toamnă am obținut titlul de Școală de Excelență în Acțiunea Climatică. De asemenea, elevii noștri din Consiliul Elevilor sunt implicați în Consiliul Elevilor de la Global School Alliance, unde elevii au ședințe în regularitate și unde realizează proiecte, precum și participă în diverse conversații în care împărtășesc viața lor școlară. Credem cu tărie la Heritage că atunci când implicăm elevii în procesul de decizie, toată lumea este fericită. Membrii Consiliului Elevilor la Heritage participă la ședințele de management în care propun idei care mai apoi sunt dezvoltate în cadrul evenimentelor care au loc la noi. Fiindcă vorbim despre o comunitate internațională, la școala Heritage sunt nu doar profesori locali, ci avem și profesori internaționali. Iar în continuare vă prezint pe colegul meu, Franz Ruiz, din Africa de Sud. Good morning. My name is Franz. I come from a small town called Stellenbosch in South Africa. Bună dimineața, sunt Franz și vin dintr-un orașel micuț din Africa de Sud. This is my second year at Heritage, and my experiences here have been incredible. Coming to a new country alone has been very daunting, but the Heritage community has made me feel very welcome. Sunt deja de 2 ani la școala Heritage, iar faptul că am venit într-o țară străină a fost nu foarte simplu și destul de obositor pentru mine, însă comunitatea Heritage m-a făcut să mă simt binevenit și bine aici. For a young school like Heritage, it's been incredible to see in the last 2 years how much growth has happened at the school. And being a Cambridge Science IGCSE teacher for biology and chemistry has really helped cultivate creating a good learning environment for children.
Așa cum la școala Heritage am văzut în acești 2 ani cum s-a dezvoltat școala de mult, fiind profesor de științe, IGCSE Cambridge, biologie și chimie, am implementat multe metode de predare la clasă. Theory in the class is a very important part, but I think with practical and learning where the kids actually do is a lot more important, especially with lasting impressions for creating a good year and learning environment. De a învăța teorie în sala de clasă nu este simplu, de aceea metodele practice pe care le aplic la clasă ajută elevii să învețe mai bine, să însușească materia și să creăm un mediu de învățare mai bun. One of the most important things that I have learned, and I've seen so many teachers at this school model it, is cultivating important relationships with students. Ceea ce m-a impresionat la această școală este când am văzut cum profesorii dezvoltă relații frumoase dintre profesor și elev. And especially with these new relationships, hopefully next year when we start new, there's going to be a new dimension to school in terms of outdoor learning. Așa cum aceste relații sunt foarte importante când vorbim despre învățarea pentru clasele mai mari. We are planning on introducing the Duke of Edinburgh Award, which is going to help enhance students' skills outside of classroom. Planificăm să dezvoltăm premiul Duke of Edinburgh, care îi va învăța pe elevi să-și dezvolte niște competențe în afara celei de clasă. Where we're not just focusing on academics, but also teaching them about community service and trying to push them to their limits. Îi vom învăța pe elevi să învețe nu doar lucruri teoretice, dar și să fie parte din comunitate și să se implice activ. Which I think is going to be a great opportunity for kids because, as I recently found out, Heritage will be the pilot school to introduce this award and to offer it for the children as of next year. Consider că acest premiu este foarte important, fiindcă îi va implica pe elevi în comunitate și este un lucru la care aștept cu nerăbdare pentru anul viitor. And I really look forward to starting a new academic year with Heritage, because every year everything Heritage just seems to keep pushing the limits to education. Aștept cu nerăbdare să înceapă anul școlar următor, fiindcă observ că în fiecare an Heritage ne împinge înainte spre noi limite și spre noi dimensiuni. Mulțumesc! Vă mulțumesc! La Școala Internațională Heritage, elevii și părinții pot descoperi că procesul educativ instructiv are loc într-o modalitate interactivă și naturală. Curriculumul internațional primar, ceea ce este IPC prescurtat, este unul comprehensiv, tematic și specific pentru elevii de la vârsta de 6 până la 11 ani, cu un proces de studiu clar și obiective specifice pentru obiectul de studiu și pentru dezvoltarea abilităților personale. Procesul de învățare în cadrul lecțiilor de IPC se concentrează asupra îmbunătățirii abilităților de învățare și are la bază 3 întrebări. Care va fi societatea noastră viitoare, unde vor trăi, se vor dezvolta și vor lucra copiii noștri? Ce abilități trebuie să le dezvoltăm ca să fie și să devină niște persoane de succes? Ce fel de activități de învățare și experiențe trebuie să aibă copilul ca să fie apt să își găsească locul în societatea din viitor? Sunt selectate câteva unități care sunt corelate și sunt concentrate asupra the big idea, ceea ce este ideea generală a unității și, de fapt, ce înseamnă această idee generală. Să luăm ca exemplu unitatea studiată în clasa a doua, Insula Comorilor. Elevii, pe parcursul studiului acestei unități, învață tot ce este legat de pirați, despre felul lor de a fi, despre insulele din jurul lumii, despre globul pământesc, despre necesitatea hărților și cum să folosească o hartă, cum să dea instrucțiuni pentru utilizarea unei hărți ca până într-un final să găsească acea comoară. Ei vor vă învăța despre alimentația piraților, dacă a fost una sănătoasă sau ba,
Aici fac legătură cu propriile lor alimente și ce trebuie să aibă un copil în farfuria lui pentru ca să se dezvolte și să fie o persoană sănătoasă. Ei mai învață despre de unde provin diferite fructe, legume, alimente, cum ajung ele în magazinele noastre, după care în frigiderile lor. Ei învață despre regulile pe care le-au avut pirații și de ce este important să avem reguli într-o societate și într-o comunitate, modul de siguranță a piraților atunci când navigau pe apă sau când se aflau alături de apă și care ar fi modalitatea de a fi în siguranță. Atunci când elevii ajung la punctul de ieșire, ceea ce este exit point, ei își formează o idee și o cunoștință globală despre tot ce ține de pirați și despre lumea înconjurătoare a piraților. Și ei sunt apți să facă conexiuni cu lumea și cu situații din viața lor reală. Pe parcursul studiului unității, ei împărtășesc experiențele și entuziasmul lor cu prietenii, familia, colegii, ceea ce consolidează relația părinte-profesor-elev, ceea ce duce la dezvoltarea comunității Heritage. Pe lângă obiectivele de învățare, elevii își dezvoltă abilitățile personale, precum ar fi comunicare, cooperare, respect, moralitate, adaptabilitate, spirit de cercetare. Cele 8 obiective personale IPC reflectă ce calități personale dorim noi să dezvoltăm la elevii noștri și care sunt particularitățile individuale de care credem că au nevoie copiii. IPC caracterizează obiectivele internaționale de învățare care ajută copilul să înțeleagă perspectiva națională, internațională și interculturală, astfel dezvoltând capacitatea lor de a gândi global și de a-i ajuta să devină cetățeni ai globului pământesc. Prin diferite activități de învățare, ei explorează lumea înconjurătoare și conștientizează personalitățile, comunitatea și lumea în care ei trăiesc și se dezvoltă. Nu ezitați să vă alăturați comunității noastre, comunității școlii internaționale Heritage. Well, we have some questions here. The first one is, what is a typical day for a student at Heritage? It's education. Nothing is ever typical for 540 students every day. A typical day is parents at the front, grandparents dropping off their children, ready to start a new day. I am there to greet them. My colleagues are there to greet them. Our lessons, we start at 8:30. For a primary school student, it could be a range of activities. For our Lyceum Gymnasium students, they have a range of subjects that they will be studying: history, science, French, mathematics. Our school day runs through into our recesses, into our lunch times. As a typical day, our halls are full of vibrant noises. Our campus, when you look at this during the breaks, are children playing, enjoying. We're very fortunate to have such a great space here for children to learn and to play. We have a great clubs program. We're looking forward to developing our clubs program much more further now that the restrictions have eased with the pandemic. We typically finish at 5 o'clock, where again we're at the front of school talking to parents, being able to catch up, being able to solve those small issues. Our school is very open. Our communications are really important in that way. Mrs. Inger, what would you say a typical day is at Heritage? Full of noise, full of life, full of learning. Este un zgomot frumos, cum spune domnul Rob, deoarece este, înseamnă că noi lucrăm în echipă, lucrăm în programe individuale. Cu cât mai mare este copilul, cu atât mai variată este programa lui, deoarece elevul își alege o parte din program, clasele anua 10-a în întregime alege disciplinele pentru a 11-a, a 12-a. Noi întâmpinăm copiii și ne bucurăm, suntem mândri de faptul că ei sunt dornici să vină la școală, chiar atunci când nu e voie, deoarece are febră, dar el vrea să vină la școală, chiar după vacanță sunt dornici
să vină la școală și noi suntem mândri, deoarece este o experiență frumoasă, înseamnă că am reușit să creăm la ce ne gândim permanent. Este o zi unde este loc pentru lecții, pentru plimbare, pauze, activități extrașcolare. Desigur, suntem o școală de tip familie, suntem o școală cu reguli, dar atmosfera este pozitivă și de aceea toți elevii noi reușesc cu succes să treacă perioada de tranziție, deoarece și profesorii îi ajută și elevii îi susțin. Este o atmosferă plăcută, o școală prietenoasă. Another question, what is the difference between the Cambridge program and the national one? And can students get into universities here with a Cambridge qualification? Ms. Singer is academic director, I think that's with you. Dacă noi vorbim despre știință, dacă vorbim despre limbă, nu există știință aparte, dar există abordare diferită, mai pragmatică, axată pe utilizarea în viața reală, pregătirea pentru profesia viitoare. De aceea și posibilitatea de a avea și programul național, și programul Cambridge, îi oferă copilului posibilitatea să regăsească în matematică, în știință, fiind explicată în mod diferit, având experiența diferită. Dacă vorbim despre admitere la universități, desigur, diploma Cambridge oferă posibilitatea să devii parte din universitate internațională, din orice țară europeană, americană, din America, universitatea americană, dar și la fel, dacă este o specialitate nemaipomenită, având în vedere că universitățile tind spre implementarea noilor discipline, specialități, noi deja am pornit parteneriatul cu universitățile din Moldova pentru a organiza experiențe noi, internship, pentru a ajuta copiii să vadă ce înseamnă viața la universitate. De aceea nu este problemă dacă alegerea copilului este Universitatea din Moldova, diploma A-level îi oferă posibilitatea de admitere în Moldova la fel. Nu este restricție. Noi nu pregătim copiii pentru plecare. Noi le oferim alternative. Наша задача, чтобы у детей была возможность выбора, чтобы они решали, где они хотят учиться, и они к этому уже были подготовлены, владея английским языком на уровне карьеры, на уровне университета, чтобы это не стало препятствием, и уже изучая разные предметы на английском языке. А где они хотят учиться, это их выбор, и мы их только поддержим. If I may, just pick up on that as well, as a student of IGCSEs or GCSEs rather, and A-levels, albeit a long time ago, but certainly coming from a UK background. The qualifications are a golden passport to all sorts of universities, global university. I think the very concept of it being an international qualification makes it stand alone from anything else that's available in Moldova. But what you need to look at is also the development, the holistic curriculum development of your child. What are the skills they will be learning? How does that tie into knowledge? Rote learning and just learning facts and memorization for the sake of it is an education model which really isn't anywhere in the world being promoted. What we need to do when we talk about the challenges of the 21st century and preparing children for the future, which we don't quite know what it will look like, we're in uncertain times. So preparing them for certainty is allowing those students to have skills that are adaptable. All of us have had to adapt in the last 2 or 3 years, and we're still adapting. And actually, the best education that we can provide our children is that capability of adapting and giving them the, you know, the learning environment, the safe learning environment for them to be able to find out about themselves and to find out new things that they never knew existed. And that, to me, is one of the big strengths of the Cambridge programme, linked to this wider network of global education, bringing countries together in a supranational way. And that's why so many of our students choose Cambridge. Domnul Robo spune că partea, punctul forte programului IGCSE A-level este curriculum holistic. Deja este depășită situația când învățământul sau învățarea înseamnă doar să învățăm pe de rost fapte, să recepționăm informații. Copiii au nevoie de un mediu sigur unde este organizat procesul educațional conform necesităților, unde copilul obține competențele pentru viitorul său, unde copilul învață să gândească, învață să analizeze, unde este cercetare, creativitate, participare activă, și curriculum IGCSE cel mai bine
susține dezvoltarea copilului, dezvoltarea holistică, dezvoltarea pentru viitorul succes. De aceea, programele acestea GCSE și A-Level, desigur, permanent sunt modificări, îmbunătățiri, dar programul acesta este un program foarte reușit pentru pregătirea copilului pentru următorul pas în carieră, universitate, viitorul succes. If I just may, sorry, Tatiana, just on this last point. So if we look at where we are now in the world in 2022, our students regularly look at parts of the curriculum with media literacy, on digital literacy, on looking at how we teach them what is relevant information, what isn't relevant information, how they can have safe debates and safe dialogue, and how they look at their history from an objective point of view. And all of this is part and parcel of our curriculum, as well as the fact we're in an environment here of a global student body and global faculty body. And that makes us one of the most unique schools in Eastern Europe and certainly the most unique school in Moldova. Если мы говорим о том, что является продуктом такого образовательного процесса, это то, что дети учатся думать, они не воспринимают автоматически информацию, потому что их образование является частью сотрудничества на международном уровне. Они вовлечены в проекты, они сотрудничают с детьми из разных стран. Поэтому такой опыт является бесценным для ребенка. Он учится думать критически, учиться воспринимать информацию и исследовать информацию. Поэтому такой опыт школы в Молдове является уникальным. Mai dăm aici o întrebare pentru doamna Inga. Ce ar trebui să cunoască copilul pentru a fi înscris în clasa 0? Se face o testare, de exemplu, cu jumătate de an înainte pentru a primi feedback, recomandări asupra punctelor slabe, la care se va reuși de a lucra până la matriculare. Dacă vorbim despre clasa 0, noi pregătim copiii pentru școală, sunt cursuri de pregătire, avem profesori nemaipomeniți care, într-adevăr, în proces de învățământ, neapărat vor ghida părinții, vor oferi recomandări, susținere. La fel, nu cred că este o școală unde sunt doi consilieri, care nu sunt în funcție de psiholog doar, dar consilieri, care merg prin clase, văd unde este necesitatea și atunci când copilul noastră devine parte din programul School Starter, pregătire pentru școală, el va primi recomandări permanente. Pentru School Starter nu sunt teste, noi trebuie să susținem copiii, să-i pregătim, este prematur să facem testări atunci când nu am avut implicarea copilului în program. Dacă vorbim despre clasa 1, specificul nostru este că programul este în limba engleză și copilul trebuie să aibă cunoștințe de bază, deoarece au multe ore în engleză, au matematică în engleză, chiar în clasele primare, programul IPC, școala e licențiată pentru clasele primare, International Primary Curriculum, în baza proiectelor. Este un program foarte interesant, una din disciplinele preferate și atunci când copilul este pregătit, are baza limba engleză, clar că conform vârstei, el mai mult poate să obțină și mai repede este adaptarea pentru programul dat. Мы все знаем, что первый класс – это особый период, когда ребенок должен перейти от дошкольника к школьнику, поэтому для первого класса желательно, чтобы ребенок был готов, так как специфика школы – это преподавание на английском языке. Если у ребенка есть определенная база, тогда он готов, потому что мы проводим собеседование, но главное – это готовность к школе моральная, эмоциональная, физическая и знание английского языка. Bună ziua! Pentru înscrierea copilului în clasa 1, 6-7 ani, este testare. Câți copii sunt în clasă? Dacă se poate mai detalia, ce studiază în acest an școlar? Dacă vorbim despre clasa 1, noi avem posibilitatea să recomandăm pentru copil dacă este ceva necesar, dar testarea este doar limba engleză, deoarece suntem școală cu predarea în limba engleză, adică două programe, cum am menționat mai sus, este doar această testare. Dacă vorbim despre programele care sunt studiate în clasele bilingve, copiii au programul național în întregime, limba maternă, matematica, conform planului cadru aprobat de Ministerul Învățământului, dar au și discipline care nu sunt în altă școală. Este limba engleză conform programului Cambridge, este matematica Cambridge, programul IPC, International Primary Curriculum. Cu cât mai mari sunt copiii în clasa gimnazială, nu
numărul disciplinelor predate în limba engleză este mai mare, atunci când ajunge în clasa nouă, în română sau în rusă, rămân doar disciplinele de examen național și copilul are tot mai multe și mai multe discipline Cambridge, plus posibilitatea de a participa în programe după școală, внешкольные мероприятия, проекты. Мы предлагаем разнообразие, и ребенок выбирает то, что ему интересно. Dacă este ceva specific pentru clasele primare, ei la fel au perioada de 2 săptămâni când orele sunt mai scurte, adaptarea, apoi încep programul obișnuit, în clasă este învățător, la fel este al doilea profesor care ajută, chiar dacă clasele noastre nu sunt mari, maximum 22 de elevi, dar noi dorim să fie maximă atenție și de aceea în clasa 1 noi avem 2 profesori, profesorul de bază și profesorul asistent, de aceea foarte rapid copiii reușesc să se adapteze. Încă o întrebare despre tabără de vară. Скажите, в этом году будет работать летний лагерь? Что будет в программе? А, новости замечательные. У нас будет 5 разных смен. Каждая смена будет свое название, и у каждой смены будет своя программа. Самое главное, что в эту программу должны быть включены, опять же, разнообразные занятия. Это и спортивные, это и творчество, это и плавание, это и экскурсии, и также заключительные дни будут заканчиваться мероприятием, скажем так, которое всегда дети любят, это тематическая вечеринка, и день насыщенный, об этом скоро будет информация, потому что практически 5 разных смен, 5 разных тематик, и если вашему ребенку понравилось, он может продолжать следующие смены. У нас уже идет подготовка, мы готовим и персонал, программа уже практически готова, осталось только уточнить детали, и тогда у вас будет эта информация на сайте школы. Но начало первой смены с 6 июня. Каждые 2 недели ваш ребенок может провести время с пользой, и летние каникулы будут не только отдыхом, но и познавательными занятиями. One question for Rob. What is the next exciting thing for Heritage? That's a good question. We had an amazing visit to the Technical University this week, and we were guests of Professor Varel Bostan, looking at the collaboration that we can have as a school with the university. And we saw some incredible examples of how students are learning in the 2020s in Moldova. It made us very proud to see that connection and how we can tie up our schools. Schools aren't in isolation. This isn't a sort of closed, abstract environment. I think that's at the heart of the Heritage mission from when it was founded, that actually we link this to where our students are going. So that's a really exciting journey for us, and also the way that our first Lyceum cohort will take their A-levels and get into their universities next year. We're also very excited about the partnerships that we have with our COBIS schools, with eTwinning as our next exciting adventure, the way that our Lyceum is developing and the construction of our new Lyceum is also part of that. It's our 5th year anniversary. Heritage has a very, very strong commitment to social responsibility, and we see that with the way that the students are developing all sorts of connections and civic pride and civic duty, and how they work with organisations in this country, around Europe, around the globe. So in many respects, Heritage has come of age, we came of age quite quickly in the pandemic, but where we are now after 5 years is a school that has a very strong reputation in Moldova, in Europe, in the global arena of international education. And in some respects, we want to start being able to kind of provide more certainty, less uncertainty as we see in the wider world, but making sure that the education here is exciting, innovative, relevant, preparing our young people for those challenges of the future. I think that's where we're looking forward to our next academic year. We've got to finish this one off yet. We've got lots of nice things coming ahead as well. Chiar dacă n-am terminat încă anul acesta de studii, oricum noi avem planuri
extraordinare, deoarece anul viitor va fi primul an când prima promoție, absolvenții A-level, deja vor fi admiși la universități și noi am început colaborarea cu universitățile și din Moldova, inclusiv. La fel, promovăm colaborarea cu cât mai multe instituții peste hotare, cu școlile COBIS, cu organizațiile internaționale, deoarece școala nu poate să fie un mediu izolat. Școala este mediul unde copilul se pregătește pentru succesul în viitor, pentru carieră. Cât mai multe colaborări avem, cu atât mai mult elevii sunt implicați în situații de viață reală și atât mai pregătiți ei sunt. Dacă vorbim despre școală, școala este parteneriată cu cât mai multe organizații pentru a oferi elevilor inovarea, pentru a oferi posibilitățile de autoexprimare și anume experiența aceasta ne oferă posibilitatea să facem planuri pentru viitor, pentru a implica elevii în mai multe activități, pentru a sărbători cei 5 ani, chiar dacă au fost provocările pandemiei, noi am reușit să mergem înainte și este experiența unică a școlii. Încă o întrebare pentru doamna Chiosa. Baza engleză o puneți în clasa 0? În clasa 0 este pregătirea pentru clasa 1 și, desigur, iau în fiecare zi 2 lecții de limba engleză, clar că pe înțelesul copiilor. Pentru noi este important să fie dragostea față de limba străină, la fel ca și dragostea față de limba maternă, fiindcă cel mai important este că copilul este învățat să-și exprime ideile, gândurile, să colaboreze cu colegii, să fie cât mai multe competențe sociale, competențe de învățare și limba engleză este una din disciplinele care cu fiecare an ea devine nu doar disciplină de studii, dar instrument, deoarece mai târziu copilul învață matematica în engleză, științele în engleză, desigur, este foarte important. One more question for Rob. What was the best comment from a student about the school? Many, many comments, and sometimes good critical ones as well, if we need to get something right in the school, because student voice and student leadership is one of the greatest aspects of our school. The one that sticks in my mind the most, which is when I know that we're doing the right thing here and that our education model and the vision of the founders is actually established and working daily, is that we had a student recently and you say good morning, you say have a great day, the sun is shining, ready to start the new day of learning. And they said, coming to Heritage every day is like going abroad. And there's no other school in Moldova that's even comparable to the experience that a child gets when they step through the gates of this school into this remarkable international education institution. And that to me means that we're doing the right thing, that we are actually giving these children the opportunities and the skills and the knowledge and the learning. And we've been really proud throughout. I think another comment, if I may, is that education has never been a victim here of COVID. And children love repeating that. Our children, of course, take assemblies. They lead. They lead their peers because that's the skills we want them to have as future leaders of this country, of organisations, of perhaps some of their own countries for international students. And that idea that we don't have education suffering, that all of us at the heart of what we do daily is about the children, is about making sure that we work with home, with families, all of us in this collaboration do the best thing we can do. So I think those are the things that stick in my mind the most. And also the fact that I'm very English, I don't sound like, no disrespect to my American colleagues, my accent is very different. I think students like to focus on that. I love the fact that we're a school full of languages, that the children speak English so fluently, and that was recently praised by a UK school, the Royal Latin School, which is several hundred years old, about how brilliant our students were and their skills. And that makes me very proud of what we're doing here every day. Dacă vorbim despre cel mai memorabil comentariu, domnul Rob a fost întrebat, dumnealui spune că faptul că vocea elevilor este auzită și multe inițiative sunt susținute, este fapt. Nu mereu este doar laudă. Elevii vin și cu propuneri cum putem să îmbunătățim și atunci noi cu drag încercăm să rezolvăm toate
problemele micuțe, dar în pofida situației pandemice, noi am reușit să dovedim că totuși educația are prioritate și să oferim stabilitatea, să obținem reputația la nivel național și internațional. Dar unul din comentariile care domnul Rob le-a memorat este că elevul a spus că atunci când pășește pragul, se simte că este în alt mediu, este în alt... este într-o diferită țară, deoarece este atât de deosebit ce se întâmplă în școală. Și clar că prioritatea este studiile, lecțiile, învățarea în orice formă. Mai avem o întrebare pentru doamna Chiosa. Dacă copiii sunt vorbitori de limba română, nu au făcuturi de limba engleză, ce ar trebui să cunoască ca să poată trece testarea dacă mergem pe vară la pregătire pentru aceasta? Noi nu cerem copilul în clasa 1 să cunoască, să vorbească fluent, dar totuși trebuie să fie o bază oricare de limbă engleză. Explic de ce. Fiindcă când copilul vine în clasa 1, el deja are mediu diferit, are învățător, are diferit program, de la orele mai scurte de la grădiniță trece în alt format. Chiar dacă este în formă de joacă, prima vreme adaptarea contează. Și noi avem multe ore în engleză, nu doar limba engleză. Și dacă copilul nu este pregătit, poate să fie la nivel personal, reacții de respingere sau nedumerire, copilul trebuie să cunoască bazele limbii engleze pentru a oferi posibilitatea profesorului să meargă deja înainte, să învețe să citească, să scrie, să dezvolte vocabularul. Trebuie să fie o bază de vocabular, o bază de... copilul trebuie să înțeleagă că există o limbă străină, să posede minimumul, dar pentru vârsta sa nu poate să fie că deloc nu cunoaște, fiindcă este un dezavantaj pentru copil. Deci, probabil tot aici mai este părintele a lăsat un comentariu. Vă rog totuși o concretizare. Nu sunt sigură că nivelul de la grădi va fi suficient pentru clasa 0, ori presupunem deloc nu cunoaște engleza. E ok pentru clasa 0? Sau totuși e nevoie de ceva? Pentru clasa 0 este ok, deoarece clasa 0 este pregătirea pentru școală. În clasa 0 copilul va învăța vocabularul, va învăța să spunem așa, frazele mai scurte, va învăța să construiască propoziții, întrebări. Pentru clasa 0 nu e necesară pregătirea aparte. Pentru clasa 1 este necesar. Și dacă sunt dubii, copilul poate fi înscris la testare gratuită și profesorul va recomanda în ce domeniu să lucreze. Mai mult decât atât, dacă dumneavoastră este și încă o oportunitate, dacă dumneavoastră doriți să simțiți atmosfera școlii, dumneavoastră puteți vă programați cu copilul la turul școlii, care de obicei este în a doua parte a zilei, când pleacă elevii, să faceți o mică călătorie, să vadă copilul cum arată școala, să fie încă un stimul pentru studierea pentru viitor. То есть, если вы хотите узнать больше о школе, даже почувствовать атмосферу школы, вы можете записаться на тур школы. Обычно это после обеда, когда наши детки уходят, и вы можете с ребенком прийти, посмотреть, почувствовать атмосферу. Это тоже помогает. Мы имеем întrebare despre activitățile extracurriculare. Pentru clasa 0 și clasele 1-4, ce activități extracurriculare aveți? Ce tipuri de sport? Aș dori să cunosc detalii de orar, mesele copiilor și dacă toate aceste activități intră în preț sau se achită adăugător. Dacă vorbim despre clasa 0, activitățile sunt în prima parte, este limba română, matematica și limba engleză. Clar, ele sunt structurate după vârsta copilului. În a doua parte a zilei sunt activitățile pentru dezvoltarea holistică a copilului. Noi vorbim despre activitățile de sport cu profesorul de sport, muzică cu profesorul de muzică, artă cu profesorul de artă, dansă, craft, Lego Education, deci de la 1 până la 3. În fiecare zi sunt câte două activități pentru clasa 0. Dacă vorbim despre clasele primare și clasele gimnaziale, noi am avut un format deosebit până la pandemie, când noi ofeream lista cluburilor, trei domenii, sport, arte sau academic. Ele sunt diferite, depinde de vârstă. Dacă pentru clasele primare era craft, pentru gimnaziu arhitectură, de exemplu. Sportul era fotbal, basket, gimnastică. Dacă vorbim despre dans, dans contemporan, badminton. Dans contemporan era la fel și balet. Și dumneavoastră cu copilul doar alegeați unde mergem luni, iarăși limbile franceză, germană, chineză, am avut
spaniolă anul acesta am avut, dar diferența care era? Înainte de pandemie era bine să alegeți cu copilul pentru luni, marți, miercuri, joi. Vineri este zi mai scurtă până la 4. Когда ваш ребенок выбирал клубы вместе с вами, то получалось так, что по интересам ребенок встречался с детками из румынского, из английского класса, и они говорили, общались на языке общем. Это был английский, или если ты хочешь подружиться, ты можешь на румынском поговорить с ним, если твой друг говорит на румынском. И это очень помогало нам создать именно это сообщество, потому что детки из разных классов дружили, нам было наоборот тяжело на перемене их разлучать, потому что они хотели быть и на уроках вместе. Но из-за пандемии мы должны были деток держать сейчас только в классах отдельно, и поэтому у нас формат клубов вот эти два года пандемических был другой. Ну и оферим анул ачеста каши анул трекут, дин кауза ситуации пандемичек требует свои класса изолаты, oferim clubul per clasă. De exemplu, în gimnaziu poate să fie matematică, dacă e academică, au nevoie de matematică avansată sau de susținere. Avem STEM, avem activități conform vârstelor, ele sunt variate. În clasele primare este activitatea de sport, de clubul de lectură, vorbim despre artă plastică, craft, iarăși depinde de vârstă, depinde de clase, fiindcă noi în semestru 1 aveam clubul, de exemplu, IT, în ziua de luni, în semestrul 2, va fi dans contemporan. Și trebuia să selectăm activitățile care să fie pe interesul majorității din clasă, că acum nu era posibil să fie după alegerea familiei. Sperăm că atunci când nu mai avem restricțiile pandemice, ne întoarcem la formatul de care ducem doar într-adevăr și să oferim doar lista, dar dumneavoastră după vârstă alegeți deja cu copilul. Mai avem aici o întrebare. Spuneți, vă rog, de la ce vârstă pot fi copiii înscriși în clasa 0? Conform legislației naționale, deci copilul poate să fie în 0, aveți în vedere. Dacă dumneavoastră vă gândiți că peste un an copilul va merge la școală, înseamnă că e timpul să fie în clasa 0, fiindcă acestea sunt cursuri de pregătire pentru școală. Și dacă copilul dumneavoastră anul următor trebuie să meargă la școală, înseamnă că e timpul să ne pregătim. Подготовительные классы – это для деток, которые в следующем году пойдут в школу. У них есть возможность получить навыки обучения, у них есть возможность… Дело не только в академической программе. В чем сложности деток? Последние два года все больше и больше детей не посещали детские сады, поэтому у них нет навыков социализации или у них мало навыков обучения, потому что очень большая разница между детским садом и школой. Увеличивается количество предметов, увеличиваются требования к детям. И подготовительные классы помогают ребенку плавно перейти на уровень начальной школы. В этом и суть. Okay, some wonderful questions there, and thank you so much for everybody's engagement and taking the time this morning on a Saturday to come and look at Heritage, albeit online. And here's the great thing now as we move into a different phase of this pandemic and we start to see, dare I use the word normal, in these times. But we have parents come and see our school in small groups. They make appointments. You can contact us. You can see our details on our website, on our social media. But we would love to see you in our school. We would love to welcome you into our school. Come and see what all the story is about. Come and see these wonderful resources and facilities. We're in the Emanescu Library here. We've got the most incredible sporting facilities and classrooms and IT. But it wouldn't mean anything without our remarkable teachers, our students, and that commitment to what we want to do with the education of our school. So when you're making this decision, and it's an investment in every sense of the word in your son, your daughter, your family member's education, we want you to make that as the right decision, because this is a partnership that will take us through the educational process and journey for many students. And we're seeing that now as we're about to see our first group of students off to university with their Cambridge qualifications next year. So we would love to see you here. We would love to show this incredible campus and our remarkable young people and our educators, and help you talk through the issues, the questions, so that the decision is the right one for you. Noi vă mulțumim pentru timpul acordat. Dumneavoastră ați decis să petreceți timpul acesta din ziua de sâmbătă împreună cu noi. Suntem bucuroși să
întâmpinăm aici în școală, dumneavoastră puteți programa turul școlii, dumneavoastră puteți vedea școala aceasta, este nemaipomenită datorită profesorilor, datorită elevilor, datorită impactului care este pentru fiecare copil, datorită investițiilor în viitorul copiilor și dacă dumneavoastră vă gândiți să deveniți parte din comunitatea Heritage, este o decizie foarte bună, deoarece noi suntem bucuroși să susținem copilul dumneavoastră, la fel cum am reușit să facem și pentru ceilalți copii care deja, iată, anul viitor vor pleca la universități. Este o experiență care confirmă misiunea și viziunea școlii și dacă dumneavoastră vă gândiți să faceți alegerea aceasta, noi vom fi bucuroși să vă salutăm aici. Bine ați venit! Thank you for listening. Thank you for engagement. We look forward to seeing you in the future. We are Heritage. The future starts here. Have a great weekend! Noi vă așteptăm. Suntem Heritage și aici începe viitorul copilului dumneavoastră. Un weekend frumos!